găsit, dragii mei! Iată-ne astăzi la o nouă ediție de Lifestyle. Dacă aseară pregăteați ghiozdănelele micuților pentru a-i duce astăzi la școală, iată că nu s-a mai întâmplat acest lucru și asta datorită hotărârii adoptate destul de târziu aseară din punctul meu de vedere, fără nimic în prealabil sau fără a ne lăsa un oarecare timp de care unii părinți cred că au avut nevoie și nu numai părinții, atât cadrele didactice, cât și copilașii cred că sunt destul de bulversați de acestea, faptul că începând de astăzi școlile s-au închis în Constanța și este subiectul pe care îl vom dezbate astăzi pe larg cu Anghel Cătălin, specialist în comunicare. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Eu mulțumesc, Cătălin, că ai venit pe la noi. Iată o hotărâre care apare așa seara cumva pe nepusă masă, deși eram cumva pregătiți și așteptam să urmeze acest pas, da, trecerea în scenariul 3, totuși cred că s-a făcut puțin mult prea brusc. Ce părere ai tu despre asta? E ca în viață, mereu știi că trebuie să se întâmple și, și se întâmplă. Când se întâmplă e tot... Tot te șochezi. Da, viața e mereu surprinzătoare. Cine urmărea pagina DSP-ului din Constanța, unde se posta în fiecare zi rata de cazurilor, știa că după 2,9 urmează 3, nu se aștepta lumea la 3,5, dar și se știa că după 3, într-adevăr, există această posibilitate de a se închide școlile. Din fericire, școlile erau pregătite cu echipament, adică ca să poți să faci broadcasting live a lecțiilor, îți trebuie și s-au pregătit încă din septembrie-octombrie, chiar dacă atunci poate nu au avut toate școlile, între timp s-au dotat cu calculatoare, camere web și... Să știi că s-au făcut niște liste, încă nu au ajuns să fie dotate toate școlile. Clasele au mai câte un calculator. Mai au lipsuri pe aici, pe acolo. Eu, din ce știu, clasele au calculator. Acum rămâne să fie asigurată și partea cealaltă, adică să asigure tuturor elevilor. Da, despre ei vorbeam eu. Da. Din păcate aici lucrurile sunt într-un mare haos. Abia acum se fac chestionare, cine are, cine n-are, la ce are acces. Familiile care au mai mulți copii, dacă au echipamente care să le permită să facă concomitent, în fine. Nu au venit faimoasele tablete, aici într-adevăr sunt probleme. Dacă au acces la internet, că și asta este o problemă? Hai să facem absență online, dar nu avem internet? Da, știi da, cum da. Noua absență este că spui că ne-a picat netul. Exact. Da. Așa cum spuneam, viața îți oferă aceste surprize, noi trebuie să ne adaptăm și eu zic că cei care se adaptează cel mai repede sunt tot elevii care, eu zic că nu cred că le pare rău că nu se mai duc la școală și că fac de acasă din confortul din camera, din odaia lui proprie. Da, chiar dacă nu le convine și chiar dacă există într-adevăr o mare nevoie de socializare, mai ales în rândul adolescenților, ei rezolvă această problemă cumva. Important este ca să ajungă la ei cunoștințele transmise de profesori, important este ca domnii profesori să se adapteze noilor realități și să reușească să facă atât posibilă transmisia de informații într-un format inteligibil și care să-i ajute pe copii. Pentru că știm foarte bine că astăzi copiii, având acces la tehnologie, simpla dictare de la tablă nu mai funcționează ca să mă facă să fiu atent la această lecție. Deci trebuie metode interactive, trebuie stimulați cumva cu niște quiz-uri în timpul lecției, cu materiale auxiliare, astfel încât să reușească să ajungă aceste cunoștințe la ei. Și să le capteze atenția, cu cât vorbim, mai ales dacă vorbim despre cei mai micuți, cu atât mai greu de a le capta atenția. Nu știu în ce măsură se poate reuși lucrul ăsta, nu știu, până în clasa 5-a, mi se pare imposibil ca elevul să fie atent o oră acolo. S-au micșorat orele, eu am o fetiță în clasa 3-a, deci pot să vă spun experiența proprie. Contează foarte mult și cum este construit copilul și cât de mult poate să-și concentreze atenția, având în vedere că folosesc aceste mijloace electronice, tablete, laptopuri,
o perioadă mai lungă de timp și cum ulterior reușesc să își facă temele și să le abloadeze. Deci paradigma este complet schimbată. Chiar am văzut un studiu recent care spunea că această pandemie a grăbit digitalizarea cu cel puțin 2 ani. Deci ne-a forțat să ne tehnologizăm atât pe noi, părinți, pe copii, pe profesori, pe instituțiile care asigură toate aceste măsuri. Toată lumea este forțată să se digitalizeze într-un ritm alert, pentru că nu putem să spunem am închis școlile. De fapt, nu este adevărat că nu s-au închis școlile decât fizic, ele se fac online și copiii, din păcate, n-au scăpat de ore și trebuie meargă la școală. Cumva, da. Da, da, da. Da, paradoxul vine atunci când îi vedem jucându-se pe bună oară pe aceste dispozitive cu orele și vedem acolo captați bună oară, nici nu au avut când vorbesc cu ei, dar când e vorba de lecții online, atunci nu li se mai poate capta atenția atât de ușor și aici îmi poți confirma și tu asta. De aceea este o provocare cu atât mai mare pentru domnii profesori, pentru că trebuie să facă, să-i capteze, să facă cumva ei plictisindu-se relativ foarte repede. Mai ales când conținutul nu este adecvat vârstei și stărilor de spirit. Ce facem cu părinții dacă la capitolul copii putem spune că da, ei se adaptează mult, mult mai repede? Iată că astăzi cred că am avut ceva părinți care nu au mai reușit să-și onoreze întâlnirile sau poate nici programul de muncă din cauza că a trebuit să stea cu cei mici acasă. Da, surprize. Încă o dată viața îți oferă să surprize și iar revin, trebuie să ne adaptăm. Sunt și facilități legale care presupun ca unul din părinți să poată să stea acasă cu copiii. Da, fiecare dintre noi la jobul propriu trebuie să reînvățăm să comunicăm, da, și de o manieră online. Toate companiile sunt supuse acestei provocări și este din nou ca în viață, da? Cine nu se adaptează, din păcate, dă faliment și pierd. Sunt companii care au reușit să se adapteze, sunt companii care au reușit să se mute în online, sunt companii care își programează întâlnirile online. Lucrurile acestea le învățăm cu toții din mers și cu cât învățăm mai repede, cu atât ne vom adapta mai repede la această nouă normalitate. Se pare că acest virusel nu pleacă prea curând și ne mai dă de furcă o perioadă. Da, și dacă mă întreb pe mine, mi se pare cea mai complicată perioadă, având în vedere cifrele, mă sperie pe zi ce trece. Ce crezi că urmează pentru orașul Constanța? Iată, am ajuns la rata incidenței de 3,5. Crezi că se poate mai rău de atât sau alte restricții decât cele în vigoare deja? Și. Se poate și mai rău. Când ne uităm, de exemplu, la cazul Timișoarei, care înțeleg că se apropie de 6, da, și de un posibil lockdown, de o izolare. Eu zic că depinde foarte mult și de ceea ce facem noi. Din fericire sau din păcate, nu știu cum să o luăm, putem să analizăm subiectul ăsta, oamenii sunt făcuți să comunice, sunt niște animale sociale și este pentru mulți dintre noi, este greu să se obișnuiască cu ideea acestei izolări complete. Nu face nici foarte bine la psihic și, ca dovadă, foarte mulți oameni, este și dovedit științific că depresia și anxietatea ajută foarte mult să te îmbolnăvești mai repede, adică nu te ajută să... Avem nevoie de mișcare, avem nevoie de comunicare, trebuie să reînvățăm să comunicăm, trebuie să reînvățăm să înțelegem acest virus, să înțelegem, să evităm marile aglomerări unde s-a dovedit că este un loc unde foarte ușor se răspândește și cu cât înțelegem mai repede, cu atât mai repede vom scăpa de pandemie. Evident că este un cumul de factori, evident că și autoritățile trebuie să-și facă treaba, e vorba de testări, e vorba de măsuri. Nu poți, fără o colaborare între oameni și guvern, între oameni și autorități locale. Și dacă te uiți așa pe harta lumii, sunt țări care au reușit să facă acest lucru fie cu măsuri restrictive puternice, care și-au dovedit eficiența pe un termen limitat, că după 6 luni, Praga, care stătea foarte bine, Cehia, acum în martie, februarie, acum stă rău. Da. Deci te ajută un pic acest lockdown, dar nu pentru mult timp. Cred, nu? Da.
foarte multe țări din Europa Occidentală intră acum în stare de urgență. Franța are peste 55.000 de cazuri zilnice. Germania, din ce am citit astăzi, și-a dublat astăzi numărul pacienților internați la ATI, la ATI-ul lor, în fine. Deci problema este în toată Europa și cred că ar trebui ca să așteptăm niște studii și niște cercetări ca să vedem cum tratăm acest virusache sau virusel, cum la lintă lumea. Să-l alintăm puțin, poate devine mai blând, nu? Da, din păcate n-a devenit mai blând. Valul 2 se pare că nu este are alte simptomatologie și face mai mult rău acum. Nu știu, nu sunt Nostradamus să prevăd așa, dar eu zic că omenirea a făcut față în ultimii 2-3 mii de ani și la alte provocări de tipul acesta și în câțiva ani vom reuși să depășim și în momentul acesta poate vom zâmbi și sper să nu ajungem să purtăm măști toată viața, cum unii pesimiști deja își pun întrebări. E o problemă rezolvabilă, 80, 90, 95% din cei care au luat virusul reușesc să scape de el. Să vedem, să-l studiem, să-l înțelegem, să avem puțină răbdare și să dăm crezare autorităților sau specialiștilor, ca să zic așa, căci așa putem să descoperim mai multe. Panica aceasta ajută foarte mult sau la răspândirea virusului și nerespectarea măsurilor ajută la răspândirea virusului. Sunt fanii pro-mască și anti-mască, sunt tot felul de discuții și dezbateri. Realitatea crudă este că în spitale cazurile sunt multe, că decesele se înmulțesc și ele și că noi nu mai suntem în siguranță dacă nu luăm măsuri. Iată cum masca devine principalul nostru accesoriu. Dacă înainte ne uitam mai mult după cercei, lănțișoare sau bunăoară eșarfei, iată că acum eșarfa nu o mai purtăm aici, ci o purtăm aici. Da, cam așa s-ar putem spune, să ajungem, nu? Și în zona aceasta. Este și un accesoriu, dar este și un scut. Știți, pe vremuri când te duceai la luptă, spuneai un scut și o sabie. Ei, astăzi avem o mască și un spray de dezinfectat. Da, noile realități. Și, în fine, trebuie totuși să înțelegem că, apropo de închiderea școlilor, că sunt foarte multe persoane care spun, domne, școala este importantă, trebuie să mergem la școală, orice ar fi. Realitatea este, din punctul meu de vedere, cea descrisă din piramida lui Maslow, pentru că omul, la baza acestei piramide, stă nevoia lui de securitate. După care urmează alte nevoi și undeva un pic mai sus, da, pe o piramidă mai mică, este și nevoia de educație. Deci nu putem să punem educația ca fiind primordială cât timp copiii nu sunt în siguranță la școală sau cadre didactice sau modul în care se răspândește virusul acesta, care nu prea e foarte bine cunoscut, poate fi ajutat de școală. Eu zic că așa cum s-au derulat lucrurile până acum, au fost măsuri luate proporțional, da? Nu s-au mai închis școlile brusc cum a fost în martie. Din punct de vedere al piramidei de care spui, da, pot să confirm lucrul acesta, dar dacă e să ne uităm la măsurile luate și anume închidem școlile, dar lăsăm molurile sau, cum mai auzeam, păcănelele, ori... S-au oprit și păcănelele. Pentru s-au cei și care, păcănele. Da, deci erau, s-au adăugat și păcănelele la lista companiilor închise în această perioadă. Ce îmi spui de after school-uri? Ei, cu after school-urile este o discuție, pentru că o să vă zic chiar din experiență proprie, deși copiii au fost împărțiți în grupe, da, și făceau, cel puțin la noi, făceau jumătate într-o seria 1, jumătate seria 2, primii la școală, ceilalți în online și viceversa. Copiii s-au întâlnit la after school și un copil care a avut COVID dintr-o grupă a dat și celuilalt copil întâlnindu-se la after school. Deci nu cred că este un loc safe. Dacă la școală un cadru didactic reușește să stăpânească situația, copiii sunt amplasați mai rarefiat în bănci și lucrurile par a nu avea o amploare foarte mare, nici asta nu este cunoscut, pentru că se știe că în cazul copiilor formele sunt foarte ușoare și simptomatologia aceasta nu este ușor de recunoscut în ultima perioadă, mai ales când înțeleg că s-a schimbat un pic
formele. Deci eu sunt pentru prudență și pentru a minimiza practic contactul acesta social o perioadă. Cu cât perioada asta este mai respectată, da, de către cât mai mulți dintre noi, cu atât vom scurta discuția asta despre pandemie. Dar din ce văd, nu există un consens pe tema asta și asta zic, nu pare să lucrul termine. Acesta va face, știți, virusul ăsta nu stă în aer. El este găzduit de către noi și cât timp un om poartă virusul și nu se știe că îl are și se întâlnește cu cineva și îl dă, el va circula. Deci au cumva sens toate aceste măsuri de a minimiza contactul social sau atunci când se întâmplă să fie într-o formă mai securizată, cu mască, cu distanțare, cu normele acestea de igienă. Ne-am învățat să ne spălăm pe mâini virusul, ne-am învățat să păstrăm distanța. Să devenim exagerați chiar. Da. Pe unii dintre noi, da, cel puțin. Deci, să sperăm că ne vom păstra aceste obiceiuri, nu exagerate, dar în limita bunului simț și după ce trece această pandemie. Da, japonezii au un proverb, în orice criză există și o oportunitate. Foarte multe companii acum suferă, dar sunt și companii care au marcat profituri consistente. Deci, revin la ideea mea, adaptarea este cheia și pe măsură ce știm mai multe informații, trebuie să ne adaptăm la ele. Da, oamenii au stat și să ne reinventăm. Și în peștere acum 3000 de ani și acum o să învățăm și să ținem la respect acest virus. Da, avem nevoie, numai că după toată perioada asta vine și reversul medaliei, să-i spunem așa, și anume consecințele ei. Despre care s-ar spune că s-ar întinde până undeva în 2024 și aici mă refer la, bineînțeles, partea economică care va fi șifonată rău după toată treaba asta. Ce părere ai tu? Cât crezi că va ține perioada asta a suferinței de după pandemie și sperăm să vorbim cât mai repede de după pandemie? Da. Din punct de vedere economic, să știți că există o ciclicitate a acestor scăderi economice, da, având în vedere eforturile uriașe pe care le întreprind guvernele pentru a susține cât de cât angajații sau companiile, da, se întrevăd perioade de criză destul de mari. Acum, ce să zic, va fi de la guvern la guvern. Vor fi țări care vor ieși mai repede din criză și vor fi țări care se vor adânci în criză pentru că nu au știut să stăpânească eficient costurile economice pentru a trece până această pandemie. Sigur că da, companiile suferă, sigur că da, companii mari vor da faliment. Înțeleg că una din cele mai mari companii de low cost care exista pe piață de câțiva ani buni, 10-15 ani, semestrul acesta a fost prima oară când a raportat pierderi. Deci trebuie să adapteze și companiile aviatice, și companiile de IT, și companiile feroviare, toată lumea trebuie să adapteze la costuri, la noile realități și eu zic că omenirea va supraviețui acestui virus, chiar dacă la început am fost șocați și blocați în case, țin minte că nu se știa nimic despre el. Astăzi suntem mai optimiști, am văzut că poți să scapi și dacă ai făcut acest COVID-19. Da, să sperăm că nu apare COVID-20 sau 21. Vai, Doamne, nu am trăit să auzi. Dar eu apreciez spiritul glumeț, da, fără COVID-20 și 21, că deja cred că este mult prea mult. Ne e destul cu 19. 19 și jumate. O expresie celebră într-un film. Viața e complexă și are multiple aspecte. Da, o să fie și alt COVID, uitați, acum coexistă COVID-ul, gripa și terorismul. Deci trebuie să facem față la toate aceste provocări. Și dacă nu viața mă duc de una, mă duc de spaimă, nu? Sau da. Nu trebuie să, asta este. Trebuie să avem un psihic foarte bun și puternic. Și aici cei care sunt psihologi cred că au ce mânca o bună perioadă de timp, pentru că lumea are nevoie de consiliere de acest tip ca să treacă prin această pandemie, aceste izolări, aceste provocări. Vor fi provocări și financiare, așa cum spuneați. Ce să zic, lucrurile nu sunt roz. Dar cu un efort colectiv, frumos ar fi și cu o solidaritate de
a locuitorilor din Constanța, a românilor și a, în general, a oamenilor, vom depăși acest moment, vor apărea studii, vom găsi un leac și îi vom face față acestui virus. Nu e nici primul și să sperăm că nici ultimul. Nu pare a fi așa mortal. Au fost și virusuri mult mai periculoase, s-au dus și ele. Se va duce și asta. Noi trăim niște vremuri interesante și eu zic că trebuie să luăm, să o luăm ca atare. Nu putem să ne ascundem după vișini. Asta este viața, trebuie să o trăim, trebuie să facem și școală, trebuie să fim și părinți, trebuie să mergem și la job, trebuie să învățăm să facem jobul de acasă, evident. Owner de companie trebuie să se adapteze la noile realități și la noile costuri și, până la urmă, prețul este un raport de cerere și ofertă. Au fost produse care s-au scumpit foarte mult și vă ați aminte cât costa o mască asta dacă o găseai. Mm-hmm. Astăzi... Crezi că e important să fim cumpătați în perioada asta? Bineînțeles, referindu-ne tot în era, în partea asta a banilor, a economiei. E important să fii cumpătat mereu, da. Cu atât mai mult. Cu atât mai mult, da, acum, în perioada asta. Oamenii, în general, să știți că au fost e o balanță foarte greu de judecat, pentru că cumpătarea presupune că nu va exista creștere economică. Creșterea economică se bazează pe aceste cheltuieli care le fac oamenii în general în perioada de prosperitate. Da. Dar normal că este bine să fim cumpătați mereu, dar mai ales acum, pentru că într-adevăr nu sunt dintre cei care încurajează acum credite pe 30 de ani, pentru că cu valori foarte mari, cel puțin ponderi mari din salariu, pentru că nu se știe cum vor evolua lucrurile. Piața forței de muncă și ea fierbe și înțeleg că cea mai mare companie de joburi online din România a raportat o creștere consistentă a CV-urilor noi introduse, deci șomajul se presupune că va crește și nu vorbesc doar de România. Acum e bine să avem o creștere economică sănătoasă, pentru că ea presupune o linearitate și o adaptare la aceste noi cheltuieli, dar lucrurile arată că toate guvernele sunt pe minus, pentru că ne-a luat prin surprindere, nu ca de obicei, și va depinde foarte mult de felul cum gestionăm această criză, cum gestionăm locurile de muncă, cum susține mediul antreprenorial și piața forței de muncă guvernul. Înțeleg că la nivelul Uniunii Europene există eforturi în această zonă, bani sunt, dacă se vor cheltui și cu folos, eu zic că scăpăm mai repede. Dacă nu, a fost criză și în 2008, s-au prăbușit prețurile apartamentelor, lumea a supraviețuit. Nu se mai moare de foame astăzi în România, da? Dar provocările sunt foarte mari în zona aceasta de educație, în zona de sănătate și iată că lipsa de investiții din ultimii 20 de ani se vede și nu poți să faci într-o zi. Evident că iar la fel contează foarte mult și felul cum reacționezi la aceste provocări și cât de tare găsești soluții. Chiar spuneam eu astăzi pe Facebook, dom'le, statul român subvenționează 1000 de prostii, dar ar putea să subvenționeze și testele acestea de COVID, pentru că la costurile actuale, 3-400 de lei, înțeleg, un că test, este, da. La o familie cu doi copii, nu ar fi chiar o fericire. Deci, banii care sunt trebuie folosiți, țintiți, testare, pentru ce primează soluții, cumva. Da, da. Îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția de azi, Cătălin. Doamne ajută să fie bine și să nu mai avem parte de o lungă perioadă în ceea ce privește COVID-19, să-i spunem doar atât. Îți mulțumesc încă o dată. Așa să fie. Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, și noi ne vedem și mâine la o nouă ediție de Lifestyle.